Astăzi vorbim despre mediul de marketing în educație fizică și sport și funcțiile marketingului. Da? Vorbim și despre funcțiile marketingului. Sunt patru funcții majore, aceleași pentru orice firmă, indiferent că vorbim de educație fizică și sport sau alt domeniu, economic, științific, etc. Prima funcție ar fi investigarea pieței și a necesităților de consum. Așa cum am discutat și la cursul anterior, cunoașterea concurenței, a celor care ne însoțesc, care ne vor fi, vor interacționa în mod direct cu noi, că până la urmă în educație fizică și sport concurenții vor interacționa în mod direct cu noi, da? La competiție. Aceasta este esențială pentru desfășurarea tuturor funcțiilor viitoare. Dar în educație fizică și în sport, investigarea pieței presupune și o privire din punct de vedere a consumatorului, a fanului nostru, altor organizații colaterale cu care intrăm în contact. De ce? Pentru că noi trebuie să știm exact cărui tip de client, deci de fan, mă adresez, dacă aceștia au mai degrabă venituri mari sau venituri mici, dacă aceștia sunt mai interesați mai degrabă de spectacol sau mai degrabă de performanță sportivă ridicată, etc. Dacă din punctul lor de vedere e mai important să dea un preț mai mic pe bilet sau din contră e mai important să dea un preț mai mare, dar să primească condiții superioare, dacă acceptă ideea de servicii asociate sau nu. Deci investigarea pieței este una dintre cele mai importante etape ale activității de marketing și în același timp este și o funcție a marketingului. E foarte important cum investigăm această piață. În mod normal se fac chestionare, se fac sondaje, se fac focus grupuri, însemnând că sunt alese câteva persoane invitate la o discuție așa colegială, la o masă rotundă, care să nu aibă niciun colț, da? Înțelegeți ce vreau să spun? Adică fiecare participant să simtă că are aceeași valoare și că poate să se exprime liber, să spună cu adevărat tot ce gândește. Și această idee trebuie transmisă de la începutul discuției focus group. Dar în același timp mai există și metode mai performante de analiza pieței, cum este aceea de neuromarketing. Nu știu dacă am apucat să vă spun, în multe cercetări clienții sunt invitați să spună, să răspundă la un chestionar sau să răspundă la anumite întrebări într-o discuție de genul acesta, discuție liberă, și ei să răspundă cu un răspuns automat pe care îl consideră ei bun din punct de vedere al intervievatorului sau al pieței sau al colegilor, astfel încât să nu fie judecat de membrii din jur. Și adesea, dacă îi se oferă posibilitatea să aleagă dintre mai multe variante, alege altă variantă decât ceea ce a afirmat că îi place. Ca dovadă că a mințit, dar vă spuneam că nu este uneori, pot fi cazuri în care persoanele respective să mintă intenționat, dar este, vă spuneam, mai mult o minciună psihologică, în sensul că persoana respectivă încearcă să se încadreze normelor la care consideră el că este supus. Da? Bun, și pentru a evita aceste situații, marile companii folosesc, care au bugete foarte mari, folosesc neuromarketingul. Ce înseamnă acest lucru? De exemplu,
sportivul sau, mă rog, persoana care este intervievată este supusă unor senzori. Acești senzori sunt așezați, să zicem, pe cutia craniană, pe, la nivelul pielii, pe diferite zone, etc. Și se monitorizează mai multe funcții în același timp. De exemplu, se monitorizează activitatea cerebrală în timpul discuției, în timpul prezentării unei reclame, se monitorizează activitatea cardiacă, se monitorizează activitatea pielii, da, de exemplu, dacă pielea transpiră sau nu, se monitorizează activitatea ochilor, dacă persoana respectivă te poate privi în față în timp ce vorbește, unde se uită, în stânga, în dreapta, în sus, în jos, e mai degrabă frustrată sau nu. Deci sunt anumite elemente concrete care se analizează pentru a afla dacă persoana respectivă răspunde cu adevărat la întrebarea noastră, adică răspunde ceea ce crede, ceea ce simte despre subiectul asupra căruia a fost intervievat. Da? Bun, vă spuneam, într-adevăr, este o soluție foarte interesantă aceasta de neuromarketing, dar din păcate, ea nu poate fi utilizată de majoritatea companiilor pentru că implică bugete foarte mari și un timp foarte mare de analiză, da? Și de colectarea datelor și de analiză, bine, interpretarea o facem repede, dar până colectăm datele, până le codificăm, până le introducem în sistem, etc., este o activitate foarte laborioasă, da? Bun. Altă funcție a marketingului este conectarea dinamică a firmei cu mediul economico-social. Dacă vorbim despre o firmă oarecare din vânzări, în general, forța de vânzare, deci chiar vânzătorul propriu-zis, așa, reprezintă prima interfață cu clientul și aceasta poate obține informații directe de la client și răspunde în timp real unor întrebări concrete, atât clientului cât și companiei. Deci ea ar putea să facă această conectare între firmă și client. Dar în afară de această forță de vânzare, mai avem departamentul de relații publice. Acest departament de relații publice trebuie tot timpul, sau de marketing, da, trebuie tot timpul să facă o analiză a mediului de piață, a mediului economic în care ne aflăm, da, a mediului sportiv, etc., demografic, vedem imediat acum, da, că avem mai mulți factori care influențează mediul extern și mediul intern al fiecarei companii și deci în urma analizei acestor factori să aibă răspunsuri adecvate cererii pieței respective. V-am mai spus și eu, cred, la alte cursuri, marketingul are funcția aceasta de a cerceta piața și mai ales de a răspunde imediat nevoilor consumatorilor și cât mai exact, cum se spune, dar în același timp are și o funcție, hai să-i spunem, superioară, în sensul că are funcția de a educa piața. În momentul în care piața, să zicem, are niște obiective prea scăzute, niște cerințe prea scăzute, aceasta trebuie să fie ridicată, să fie educată către cerințe cu mai ridicate, da? Mai dezvoltate, superioare. Da? Adică, de exemplu, să aprecieze mai degrabă un joc sportiv foarte frumos decât să aprecieze doar rezultatul final al jocului respectiv. Cu alte cuvinte, să laude, să zicem, sportivii, echipa, etc., în momentul în care, chiar dacă au pierdut, au jucat un joc foarte corect, foarte frumos, cu pase, cu, mă rog, nu știu, dumneavoastră știți mai bine aici, din punct de vedere tactic, metodologic, din punct de vedere al educației fizice și sportului, da?
Bun. A treia funcție, deja am și enumerat-o printre vorbe, așa, printre cuvinte, satisfacerea în condiții superioare a nevoilor de consum. Deci, pe de o parte, noi trebuie să, ca sportivi, să jucăm foarte bine, pe de altă parte, fanilor noștri trebuie să le oferim, în afară de spectacol, și un mediu frumos, curat, ecologic, etc., în care se desfășoară competiția sportivă, și un raport calitate-preț ok, în sensul că prețul biletelor respective să nu fie exacerbat, extraordinar de mare, să fie plauzibil, în sensul să persoanele respective să se poată deplasa la locul evenimentului, să fie organizat atât de bine evenimentul încât, să zicem, să preia persoanele de la aeroport către hotel, etc., de la hotel către stadion, să fie curse special amenajate, să se ofere și servicii suplimentare, gen vizitarea unor muzee organizate chiar de cluburile sportive cu obiecte ale sportivilor care au practicat în diferite momente de timp și care au avut performanțe excepționale, etc. Da? Deci, serviciile colaterale cresc foarte mult satisfacția clientului, faptul că, să zicem, un client poate să ia contact direct cu unul dintre sportivii pe care îl apreciază foarte mult, să obțină un autograf, să obțină 2-3 minute de discuție cu acea persoană sau chiar mai mult decât atât, un joc, câteva minute de joc efectiv cu persoana respectivă. Pentru unii dintre noi poate să fie cu adevărat îndeplinirea unui vis, deci satisfacerea unei nevoi mai degrabă știți, pe piramida lui Maslow, că tot am vorbit la cursul anterior, în vârful piramidei lui Maslow, da, de auto-evoluție, nu știu, da, superioară, da? A patra funcție ar fi maximizarea eficienței economice, obținerea profitului așteptat. Bun, în cazul educației fizice și sportului avem două subdiviziuni, maximizarea eficienței din punct de vedere al sportului, în sensul de a obține cele mai bune performanțe cu un efort cât mai mic, dar în același timp avem nevoie și de profit, pentru că fără profit nu putem investi în continuare în echipamente, în antrenamentul sportivilor, în publicitate, în relațiile de acestea publice, da? Deci, întotdeauna ne bazăm pe un raport, să zicem, eficiență economică maximă cu efort minim, da? Încercăm pe cât posibil să obținem acest lucru. Dacă vorbim de activitățile de marketing pe care le desfășurăm pentru îndeplinirea acestor funcții, avem evaluarea pieței, ceea ce am discutat mai devreme, acea cercetare de piață, dezvoltarea produselor și serviciilor și diversificarea calității serviciilor și a prețurilor. E, la ce se referă? În educație fizică și sport, produsele sunt mai degrabă servicii, așa cum am discutat, adică avem de-a face mai degrabă cu serviciile, așa cum am discutat în cursurile anterioare, dar putem lucra și cu produse, de exemplu, putem vinde echipament sportiv cu sigla clubului, a federației, a asociației sportive, cu semnătura unui sportiv, etc. Da? Deci avem și produse. Marketingul în educație fizică și sport se referă la marketingul
evenimentului sportiv, la marketingul produselor, că și acestea trebuie promovate, deși sunt mai degrabă asociate unor servicii, da? Avem și marketingul prin sport, ceea ce înseamnă că facem reclamă la alte produse pe care le asociem cu activitatea sportivă, cu rezultatele sportivilor de performanță, dar mai avem și marketingul acesta al imaginii. Vă spuneam cursul 1, dacă vă aduceți aminte, vorbeam despre educația, despre școli de educație fizică cu profil, care trebuie să aibă o activitate de marketing intensă și corect desfășurată. Deci implică și această activitate de promovare a educației fizice și sportului și a rolului pozitiv pe care îl are în societate, mai ales în această perioadă în care suntem închiși prin diferite locații de către această pandemie, da? Și suntem obligați să stăm foarte multe ore în fața monitoarelor, ceea ce este extrem de nociv pentru homeostazia organismului nostru. De asemenea, adaptăm prețurile pe nișe de consumatori, pe tipuri de produse, pe tipuri de servicii, facem oferte, pachete, putem alege un preț de smântânire dacă vrem la început să practicăm niște prețuri foarte mari pentru un eveniment care știm că se va vinde foarte bine, după care vom scădea prețul la următoarele evenimente similare, vom scădea prețul pentru că e clar că nu se va mai vinde tot așa de bine ca primul. Sunt diferite strategii de preț, de promovare, de produs, de distribuție, etc. Le vom discuta pe toate într-un curs separat. A treia activitate, ziceam că este promovarea vânzărilor prin perfecționarea comunicațiilor cu piața. Aceasta se realizează în special prin rețelele social media, în prezent, da? Că în acum sute de ani, mă rog, nu chiar sute de ani, așa, știți că nici nu exista e-mail, deci pe canalele digitale aproape că nu se făcea publicitate în domeniul educației fizice și sportului. Acum avem și e-mail și WhatsApp și social media gen Facebook, LinkedIn, etc. Avem posibilitatea să facem promovare și prin televiziune și prin radio și prin ziare, etc. Deci modalitățile de promovare sunt diferite în acest moment. Se pare că totuși cele mai eficiente sunt cele pe social media. Și de asemenea, în anumite cazuri, PR-ul, relațiile publice, au un efect decisiv, un impact decisiv asupra imaginii anumitor cluburi, anumitor sportivi. De exemplu, dacă un sportiv intră în vizorul publicului cu, nu știu, o atitudine greșită sau, să zicem, o pierdere majoră a unui joc, în sensul că a făcut niște gafe în jocul respectiv, etc., poate interveni departamentul de relații publice care să atenueze efectul acestui impact prin povești frumoase. De fapt, tot ce înseamnă marketing este o poveste frumoasă. Oamenilor le plac povești. De mici copii, noi suntem învățați să facem ceea ce facem prin povești. De a dormi copiii sau de trezit copiii, că de fapt sunt de trezit mai degrabă, da? Că încercăm să le atragem atenția asupra unor elemente esențiale pe care trebuie să le asimileze, să le învețe, legate de viață, de piață, în cazul marketingului, da?
Deci, o poveste frumoasă poate atenua, poate scuza sportivul în atitudinea lui, da? Și poate atenua efectele negative. Respectiv, întoarcerea fanilor împotriva lui, eu știu, necumpărarea biletelor la următorul eveniment, da? Blamare, etc. Al patrulea element al activităților de marketing se referă la distribuție. Și aici, iarăși, din punct de vedere al sportului, avem nenumărate tipuri de distribuție, de canale, canale digitale. Dacă vorbim de bilete, la fel, putem cumpăra biletele de la casă, bilete online, da? Deci, deja metodele de marketing, de promovare, de distribuție s-au extins foarte mult. Putem folosi curier, putem folosi diferite variante în prezent, astfel încât să răspundem fiecare nișă de piață adecvat, cu alte produse, în alt timp. De exemplu, sunt clienți dintr-o anumită nișă de piață care vor foarte rapid produsul. Alții pot să mai aștepte. Deci, în funcție de aceste elemente, ne axăm și noi pe ce este mai important, stabilim ordinea priorităților și abia apoi acționăm. În activitățile de marketing includem, bineînțeles, și controlul sau evaluarea costurilor de marketing, eficiența costurilor de marketing. Vedem dacă acestea sunt prea mari, la ce putem umbla, cu ce putem jongla, astfel încât să rentabilizăm vânzările. Putem să zicem să menținem aceleași costuri de marketing, dar să investim în alt tip de publicitate care să aibă un impact mai mare, să ne aducă un profit mai mare. Da? Bun. Vreau să spun că nu totul este o tăiere. De cele mai multe ori, o companie, când se află într-o situație limită, taie bugete, taie ca, de fapt știți, și guvernul și toată lumea taie bugete, salarii, de aici e cel mai ușor, da? Adevărul e că și salariile ocupă o parte foarte importantă din cheltuielile unei companii. Dar se pare că nu e cea mai bună metodă aceasta de a tăia salarii și a trimite acasă personalul, cea mai bună metodă este inovarea, deci găsirea soluțiilor alternative, astfel încât să menținem bugetul măcar așa cum este și totuși să obținem profit mai mare, chiar dacă nu acum, în prezent, peste 2-3 ani, vom urmări curba profitului, astfel încât prin factorul inovator pe care l-am introdus în activitatea noastră, da? Să avem profit mai mare. Da? Bun. Vă spuneam că alături de funcțiile de marketing, trebuie să studiem și mediul de piață, mediul extern al firmei, al organizației noastre, indiferent că este instituție de educație fizică, club sportiv, ziceți ligă, asociație sportivă, federație, ce doriți dumneavoastră, toate sunt organizații. Organizații non-profit sau, din contră, organizații care urmăresc un profit, toate acestea se confruntă cu un mediu de piață, mediul extern. Deci, mediul extern e format din toți factorii care alcătuiesc structura aceasta eterogenă, factori de natură economică, naturală, socială, culturală, politică, juridică, demografică, ecologică, tehnologică, etc. Deci avem nenumărate tipuri de influențe, da? Din mediul exterior. Ei, și din acest punct de vedere ne putem confrunta cu un mediu stabil în care putem previziona ce se va întâmpla în perioada următoare, cu un mediu schimbător în care este foarte greu să știm exact direcția pe care o va lua piața, turnura pe care o va lua piața și
Măsura în care se va schimba, deci cota schimbărilor, da? Dacă va crește și în ce măsură va crește piața respectivă, și e greu să evaluăm capacitatea noastră de adaptare la aceste schimbări. Da? Deci aceasta ar fi o piață schimbătoare. Iar piața actuală cred că este mai degrabă o piață turbulentă, un mediu ostil oricărui tip de activitate economică, socială, sportivă, etc. Da? Deci mie mi se pare un mediu ostil, ca și în perioada de război, da? Pentru că aproape că simt ca un război psihologic această perioadă, trebuie să ne dozăm foarte bine efortul, sentimentele, emoțiile. Nu știu, mie mi se pare foarte greu să fii restricționat, să nu poți să faci anumite activități pe care le consideri benefice, utile tuturor, sănătoase, etc. Da? Așa. Și în această situație se poate pune problema unor firme chiar de supraviețuire. Da? Deci în această perioadă multe firme au fost închise, multe cluburi sportive nu au mai avut activitate pentru că nu au avut voie să desfășoare activitate în sală, da? Și se pune problema supraviețuirii. Din ce vor supraviețui aceste cluburi sportive? Din ce vor supraviețui universitățile, spuneți, școlile, etc., dacă copiii nu ajung la școală și nu practică educația fizică. Da? E o problemă foarte serioasă. Bun. Acest slide este o sinteză a tot ceea ce urmează din acest moment, deci în prezentarea acestui curs. Vreau să spun următorul lucru, că orice firmă se confruntă cu macromediu, mediu exterior, cu un micromediu, mediu mai apropiat cu care intră în interferență directă, deci cu care interacționează în mod direct, și un mediu interior fiecarei organizații. Macromediu, observăm în cerculețul din stânga, are diferiți factori de influență. Politici, ecologici, etică, factori socioculturali, factori tehnologici, juridici, economici, etc. Da? Bun. În afară de acești factori, avem și un micromediu. Micromediu la ce se referă? Furnizorii de, să zicem, apă, lumină, de produse, ziceți, aparatură sportivă, furnizorii de alimentație destinată sportivilor, da? Și suplimente nutritive, etc. Da? Bun, deci sunt furnizorii specifici activității de educație fizică și sport. De asemenea, avem și clienți sau fani. Aceștia sunt cei care ne însoțesc pe noi la evenimentele sportive, care ne urmăresc pe rețelele de socializare, care ne cresc imaginea firmei doar prin, să zicem, vorbele pozitive, prin mărturiile drăguțe pe care le au referitor la clubul nostru, la sportivul, un anumit sportiv, etc. Da? Bun. Apoi, tot un alt element al micromediului, cel cu care noi interacționăm în mod direct, este reprezentat de concurență. Deci sunt concurenții direcți. Adversarul nostru, indiferent că este vorba despre o altă echipă sau doar un sportiv. Da? Aceștia, de asemenea, trebuie să-i cunoaștem foarte bine. Și, de asemenea, mai intrăm în contact cu organisme publice. Vrem sau nu vrem, tot depindem de minister, care uneori ne ajută, alteori, să zicem, nu suntem mulțumiți de sprijinul pe care îl obținem de la minister. Tot intrăm în contact cu guvernul.
tot intrăm în contact cu organismele legislative din educație fizică și sport, cele care reglementează toată activitatea desfășurată, da? Etc. Deci toate aceste elemente ne influențează activitatea noastră de educație fizică și sport. Aici nu mai insist asupra acestui slide, pentru că deja l-am discutat anterior, da? Organismele publice ar mai putea fi și asociațiile profesionale sau asociațiile de consumatori ale fanilor noștri. Uneori formează grupuri interesante, informale, da? Care au tot așa un impact pozitiv, pentru că se anunță între ei și participă împreună la diferite competiții ale sportivilor noștri, da? Așa, de furnizori am vorbit, de clienți am vorbit, de fani, da, de concurenți am vorbit. Dacă vorbim de structura mediului extern, pe aceasta nu prea am detaliat-o și ne oprim asupra ei puțin, vorbim de mediul demografic. Deci, în fiecare țară avem un mediu demografic diferit, un anumit tip de populație. Într-o țară, să zicem, avem o populație foarte, foarte mare, în sensul foarte, un număr mare de persoane în țara respectivă. Uite, să zicem, în Mexic, în India, în China, etc. Da? Sunt țări cu o demografie specifică. Da? Și fiecare demografie în parte are influența asupra tipului de sport. Da? Dacă vă duceți în Mexic, acolo sigur veți vorbi, veți juca fotbal. Da? Dacă vă duceți, să zicem, în Statele Unite, poate veți juca baseball, rugby, etc. Dacă mergem în țările nordice, vom practica ski. Dacă mergem la Mediterană, vom practica surf, not, da, alte sporturi legate de apă. Bine, asta nu înseamnă că nu putem practica, să zicem, în notul și în Marea Nordului. Ba da, sigur că da, dar pentru fiecare demografie, pentru fiecare tip de populație, un anumit sport este preferat de către acel tip de populație. Sunt în Africa, sunt niște triburi, sport, niște triburi care au, de fapt, un singur trib. Dar, în general, africanii sunt foarte buni la sporturile din domeniul atletismului, pentru că ei sunt înalți, subțirei, au mușchii aceia foarte lungi, care dezvoltă acea forță musculară și agilitate maximă într-un timp foarte scurt, da? Deci tot ce înseamnă atletism în general, ei nefiind grași, nefiind supraponderali, da? Tind să fie foarte bun la atletism. Deci și spuneam că dintre aceștia există un trib acolo în Africa care au o caracteristică aparte, un fel de malformație genetică, dar care îi ajută, asemănător cu, nu știu exact să vă explic în momentul acesta, cu fiziologia și biomecanica caprelor, deci caprelor de munte. Ei pot să sară foarte ușor, parcă sunt pe arcuri. Deci au, la nivelul calcaneului, inserția mușchilor și a tendanelor este atât de diferită față de tot ce înseamnă întreaga lume, încât această malformație genetică le oferă în competițiile sportive un avantaj major. Și majoritatea dintre ei au câștigat, sau multe dintre probele de atletism, de viteză, așa, sunt câștigate de africani din acest trib. O să-mi aduc aminte și numele, dar acum nu pot să vi-l spun, eventual la alt curs. Da?
Un alt mediu, un alt factor care influențează macromediu, care influențează de fapt activitatea firmei și face parte din macromediu, este factorul economic. Evident, o piață care este în boom economic, cu fonduri multe, cu, eu știu, profit mare, da? Va investi mult în sport, pentru că are de unde, da? O piață care se află în criză va restricționa oarecum și cheltuielile pentru sport, tinzând să facă acele sporturi mai ieftine, care nu implică neapărat aparatură sau anumite costuri suplimentare mari. Uite, de exemplu, se zice că schiul este un sport scump, pentru că necesită toate acele costum, clăpar, schiuri, etc., echipamentul propriu-zis, plus, ziceți, deplasarea la munte, plus cazare, plus teleschi, telescaun, telecabină, etc. Deci toate acestea costă foarte mult, da? Față de, să zicem, mersul cu bicicleta, odată ce ai cumpărat o bicicletă, păi mergi cu ea mii de kilometri poți să faci. Bine, acum depinde și de tipul, marcă, etc., cât de bună e bicicleta. Bun. Apoi, ne mai confruntăm și cu... stați un pic, că aici la mediul economic vreau să zic și de această tendință, de exemplu, din Statele Unite, de a organiza francize sportive profesionale. Da? Deci, în momentul în care ai bănuți, da? Sau în situația în care, să zicem, nu reușești cu fonduri de stat, apelezi la fonduri corporative, deci ale organizațiilor private care să investească în clubul tău, da? Și formezi francize sportive, după care vinzi biletele la prețuri de lux sau la pachet către sportivii, către clienții chiar a companiilor respective sau altor companii. Mă rog, către piață, oricare ar fi piața, orice client de pe piață. Alt factor este factorul tehnologic. Acum, la factorul tehnologic știți foarte mult ce înseamnă, foarte bine ce înseamnă, de exemplu, uite, la un not. Dacă vreți să vă urmăriți propriile greșeli, factorul tehnologic vă ajută foarte mult cu o cameră subacvatică care înregistrează felul în care notați dumneavoastră și în felul acesta observați fiecare greșeală cât de mică ar fi, ceea ce poate nu se poate observa de pe mal, de către antrenor. Și această autocorectare se pare că are cel mai mare impact, în sensul că în momentul în care tu vezi cu adevărat că ai greșit, ce ai greșit, ți-e mai ușor să te corectezi decât dacă îți spune antrenorul, vezi că nu faci bine ceva anume. Da? Deci aici ar fi factorul tehnologic. De asemenea, spuneam că teoretic acest factor tehnologic acum în criză ar trebui să ne ajute cu aplicațiile acestea de realitate virtuală pe care noi ca universitate nu le putem încă accesa pentru că implică niște fonduri suplimentare pe care nu avem de unde să le scoatem acum. Poate pentru viitor să reușim să scriem proiecte sau ceva asemănător încât să obținem aceste fonduri și să vă putem delecta și pe dumneavoastră cu jocuri VR. Din punct de vedere cultural, alt factor, factorul cultural, este clar, da, fiecare țară, fiecare zonă geografică are propriul sistem de valori, de obiceiuri, de tradiții, de norme, da, care influențează atât sportivii, tipul de sport practicat, cât și comportamentul de cumpărare și de consum, da? Sunt, să zicem, zone în care sportul este cotat foarte bine, da, în țări în care bugetele sunt ridicate și în cazul acesta și cum consumatorii, cumpărătorii fideli, devin fideli și cumpără adesea bilete la competițiile sportive. Dacă vorbim de mediu politic, bineînțeles că și acest mediu politic influențează.
Un exemplu concret este domnul John Howard, prim-ministru Australiei, care este unul dintre cei mai importanti susținători ai cricketului australian. Da? Chiar are și o poreclă în domeniul ăsta, în acest sens. Nu mai știu cum se spune. Da, nu e greu să ne aminte, dar cert este că participarea factorilor politici la un anumit sport are valență dublă. Pe de o parte, poate să ridice cotația sportului respectiv dacă factorul politic susține sportul. Doi, politicianul are o imagine atât de scăzută în piață, încât participă la competiții sportive de renume ca să-și ridice el propria, să-și crească, să zicem, numărul de fani, să-și îmbunătățească imaginea, da? Un alt factor este factorul instituțional, legislativ, da? Toate legile date de Federația Română de educație fizică și sport, de ministerul nostru, de alte asociații și legi, de exemplu, în cadrul fiecărui club, asociație, aveți un set de norme interioare. Toate aceste norme influențează foarte mult dacă se practică sau nu se practică un anumit sport, cât de mult, cât de bine este cotat, etc. Da? Mediul natural. Bineînțeles că acesta are iarăși o influență absolut decisivă în sport, foarte importantă. În general, acest mediu natural este cel mai stabil, deși se pare că nici acesta nu prea mai e stabil. În Spania ninge, la noi e soare sau invers. Acum, probabil că, nu știu cum e acum în Spania, dar cert este că s-a cam întors un pic planeta și a schimbat înclinația și se pare că în zonele care altădată aveau climă temperat, acum tind să aibă climă rece și invers, da? Bun. Adică și invers, nu invers, în sensul că zone care aveau o climă foarte caldă tind acum să aibă climă rece, da? Bun. Deci, mediul natural, spuneam că influențează foarte mult. Este evident că în țările nordice unde practica schiul pentru a, să zicem, urmări prada din mers pe pantele munților și a ochii prin o săgeată, da? Deci e evident că în astfel de țări se va practica cu mult mai mare succes și inclinația persoanelor va fi mai mare către schi, da? De asemenea, în țările mediteranene, da, sau mă rog, cele care au deschidere la ocean, la așa, evident că se va practica în moto. De ce? Pentru că se practica acest sport ca să obțină fiecare persoană își obține mâncarea prin imersiunea în apă, da, și prin prinderea prăzii sub apă, da, prin pescuit, prin, da? Deci aici este marea influență a mediului. În țările, în deșert, probabil că se practică schiul pe deșert, pe nisip, probabil că se practică raliuri sportive pentru că întinderea este foarte mare, da? Deci, mediul natural influențează decisiv tipul de sport practicat în zona respectivă. Și, în sfârșit, ajungem și la mediul ecologic. La nivelul de deșeuri, de zgomot, da, pe care îl avem, îl facem prin activitățile noastre de zi cu zi, acesta, știți și dumneavoastră că este într-un mediu poluat, de exemplu, dacă vreți să alergați
500 de metri, vă simțiți foarte obosit, într-un mediu curat, din contră, veți simți oxigenarea plămânilor. Dacă de asemenea ne încercăm să alergăm 500 de metri la o altitudine foarte mare, acolo nu vom reuși acest lucru pentru că e vorba de pantă, e vorba de nivelul foarte scăzut al oxigenului, da, din aer, și în cazul acesta vom face mișcarea mult mai lentă, mult mai lent și mult mai puțină mișcare, nu putem face la fel de multă mișcare, da? Deci un mediu poluat influențează negativ activitatea sportivă. Și din acest punct de vedere sunt deja diferite trusturi, diferite companii care investesc în managementul deșeurilor și în tratamentul deșeurilor și în colectarea acestora, în eliminarea zgomotelor, în eliminarea efectelor negative asupra mediului, astfel încât să păstreze ecosistemul, să nu deranjeze animaluțele, să nu taie pădurile, să nu, da? Deci tot ce ține de noile tendințe din economia circulară, aceasta de reciclare a elementelor și de prevenire cât mai mult a poluării, da? Să nu poluăm, mai degrabă să prevenim decât să tratăm, da? Este reprezintă o activitate în sine, influențează sportul și influențează în două feluri. Pe de o parte, reduce capacitatea sportivului, o poluare crescută reduce capacitatea sportivilor. Pe de altă parte, o echipă sportivă care investește în ecologie și se asociază brandul cu tot ce înseamnă principii din ecologie și circular economy, da? Folosește, să zicem, produse bio, alege să recicleze echipamente, etc., va avea un brand, va avea de câștigat foarte mult din punct de vedere al brandului, al imaginii, da? Pentru că practic demonstrează o responsabilitate corporativă foarte ridicată. Și în acest caz avem exemplu Sydney Olympic Park Trust, da? Care desfășoară foarte multe activități în acest domeniu. Bun. Unul dintre profesorii britanici spune că acestea ar fi următoarele tendințe date de tehnologie în educație fizică și sport. Și anume, utilizarea sportului ca și conținut de programare pentru o varietate de agenții media. De ce nu? Deci sportul poate fi utilizat nu atât pentru activitatea pe care pentru ideea, obiectivul pe care l-a avut inițial, acela de, să zicem, a obține bunuri care de a obține hrana, da, de supraviețuire, că inițial sportul a fost practicat pentru supraviețuire, după care a primit această valență sportivă etică, de fair play, de competiție, de educație, da, a întregii societăți, da? Și sportul în sine, sportul pentru sport, da? Deci practicăm sportul pentru a fi, a ne dezvolta pe noi ca persoană, să fim din ce în ce mai performanți în comparație cu noi înșine în special, da? Așa. Și acum are și o nouă valență, aceea, să zicem, de a ajuta ecologia, reduce anumite crize politice, de a reduce anumite crize sociale, da? Mulți sportivi ajung să investească în cauze dintre acestea deosebite, da? Și pe de o parte își cresc și prestigiul lor personal, dar pe de altă parte rezolvă și niște probleme concrete din economie, da? O
altă tendință, spune acest profesor, ar fi necesitatea ca organizațiile sportive să mențină acoperirea și concentrarea la nivel mondial pentru a păstra legătura cu proprietățile sportive globale. Ideea este că trebuie să stabilim niște standarde recunoscute la nivel internațional și să respectăm pe cât posibil aceste standarde din toate punctele de vedere, și din punct de vedere etic, și din punct de vedere sportiv, și din punct de vedere economic, deci să nu trișăm. Da? O altă tendință ar fi creșterea nevoii de sport pentru a se dezvolta ca un pachet de divertisment. Deci spuneam că sportul poate fi practicat de noi, de toți, sportul pentru toți, dar poate fi practicat și sub formă de divertisment, în sensul de a participa, da? La diferite evenimente care, nu știu, participarea la aceste evenimente ne poate crește nouă, să zicem, motivația de a intrinsecă, de a dezvolta activități fizice personale în timpul liber și de divertisment. Pentru că urmărind cât de frumos joacă un sportiv un anumit sport, da? Ești tentat să încerci și tu să imiți la coșul din parc, pe terenul din parc, etc., să exersezi acele mișcări. Da? O altă tendință ar fi creșterea adoptării și înțelegerii tehnologiilor pentru a permite tehnologiilor. Deci această adoptare a tehnologiilor, spuneam că este foarte importantă și din multe puncte de vedere. Știți, acum folosim acele timere care ne spun exact și câți pași am alergat și cu ce intensitate, etc. Da? Bun, deci tehnologia trebuie folosită în avantajul nostru a tuturor. Ne spun câte calorii am consumat. Dar atenție mare, niciodată să nu țineți regimuri alimentare bazate pe calorii. Deci este cea mai mare minciună la nivel mondial și acest tip de regim nu face decât să afecteze sănătatea sportivilor și a oricărui om în parte. Pentru că o calorie, să zicem, obținută din Coca-Cola e diferită de o calorie obținută din carne, din brânză, din grăsime, etc. Deci fiecare calorie are potență diferită și, de asemenea, un anumit produs pe care îl consumi și care îți dă calorii, dacă acel produs este ecologic, crescut în condiții ecologice, acea calorie nu îți va dăuna, pe când o calorie din Coca-Cola sigur îți va dăuna. Da? Deci nu se poate face un bilanț corect, nu se poate face o evaluare medicală corectă. Mulți dintre medici sunt induși în eroare de aceste regimuri alimentare bazate pe calorii și, atenție, în general e bine să consumați acele fructe care există în țara dumneavoastră, acele legume, acele alimente din țara dumneavoastră. Nu spun că nu trebuie să mâncăm și de celelalte, ba din contră, de ce nu, că fiecare are aport diferit, dar e foarte important să păstrați o ciclicitate în organismul dumneavoastră. Anumite elemente, anumite fructe sunt mai degrabă disponibile iarna, altele sunt vara, etc. Deci această ciclicitate a naturii este mai sănătoasă decât orice pentru pancreas. Pentru că dacă continui să mănânci același tip de regim și iarna, și vara, și primăvara, și toamna, funcția pancreasului nu mai face față, este debusolat. De atât de mulți stimuli pe care nu-i poate gestiona. Da? Bun.
O altă tendință ar fi creșterea impactului economic al sportului și, prin urmare, importanța asupra unei întregi societăți. Deci vă spunem că impactul acesta al sportului poate să fie pozitiv în sensul anumiți sportivi investesc în cauze nobile, anumiți sportivi, să zicem, promovează atitudini corecte, reprezintă modele în sine, devin lideri pentru mulți dintre noi. Și, de asemenea, un alt impact este acela în care crește divertismentul, cresc cheltuielile pe care le fac fanii pentru a practica sport și a participa la evenimente sportive ca element de divertisment. Bun. Și mai există și această creștere a occidentalizării divertismentului sportiv, da? Mă rog, tipul acesta de participare în masă. De asemenea, mai avem noile tendințe pe care le-am adăugat eu aici, realitatea virtuală și realitatea augmentată. Aceste realități au un potențial extraordinar în sport. Din păcate, noi încă nu avem acces la tehnologia aceasta și tot ce vă spun probabil că pare desuet în mintea dumneavoastră, nevăzând concret efectele asupra antrenamentului. Dar în câțiva ani veți experimenta și atunci probabil că îmi veți da dreptate. Datorită sportului, apar schimbări în comportamentul consumatorului. Bine, oricum, în comportamentul consumatorului au apărut schimbări majore în ultimii ani, datorită acestor tehnologii, datorită dispozitivelor interconectate între ele, acest Internet of Things, da? Pentru că cu toții avem acces în timp real la informație, la date, la infrastructuri, mă rog, așa putem cumpăra totul online, putem vizualiza diferite competiții online, putem participa la diferite competiții online. Am auzit că mai nou a crescut foarte mult vânzarea, sau mă rog, câștigul, profitul din fotbalul jucat în mediul online. Deci, cum ai dau, cum n-ai dau, până la urmă, partea rea a lucrurilor tot se manifestă la un moment dat. Da. Consumatorul modern are exigențe mult mai ridicate, da? Deci nu mai poți duce de nas ușor, pentru că are nenumărate site-uri care face comparații de prețuri, de produse, de calitate, care oferă informații despre astfel de produse, de oriunde ar fi ele în lume. De asemenea, aceste schimbări social-demografice influențează per total activitatea economică, socială. Ați văzut că nu mai avem acele restricții legate de regiunea în care locuiam, legate de tipul de cultură pe care o aveam, familia tradițională. Mă rog, anumite elemente ale familiei tradiționale au fost distruse, da, pentru că s-a ajuns la această muncă exacerbată pentru nimic. Banii sunt foarte puțini. Majoritatea lucrează, au câte 2-3 servicii, 2-3 norme, ca să câștige nimic, ca să supraviețuiască. E mai rău decât în perioada sclaviei, când până și sclavii, da, uite, din Imperiul Roman, din așa, aveau asigurată casa, aveau asigurată mâncarea. Într-adevăr, trebuiau să muncească pentru stăpânul lor, dar nu le era frică de ziua de mâine. Da? Deci e mai rău decât oricând, din acest punct de vedere.
Și gestiunea timpului, da, este de asemenea diferită, pentru că nu se mai închid toate activitățile la ora 4, 5, 6, depinde de fus orar și de zona geografică și așa mai departe. Multe dintre activități acum se desfășoară online, pot fi desfășurate non-stop, la orice oră poți să citești un ziar online, la orice oră poți să urmărești un program TV online, poți să urmărești o competiție înregistrată, etc. Deci, s-a schimbat foarte mult atitudinea consumatorului modern. Și aici avem câteva tipuri de consumatori, cei mai vechi, să-i numesc așa. Yuppie sunt tinerii profesioniști, cei între 20 și 30 de ani, adică au fost, că acum avem generația Y, generația Z, da, care diferă puțin de această generație Yuppie, dar a existat această generație de tineri, cu probabil generația părinților noștri mai degrabă, care acum sunt mai în vârstă, cu studii superioare, din marile orașe, cu venituri peste nivel mediu, care sunt optimiști, care au o pronunțată înclinație spre produse și servicii de calitate superioară. Deci ei vor alege întotdeauna ce e mai bun. Mai există și un segment de piață, segmentul ultra, deci aici vorbim în special de acele persoane care sunt orientate pe autosatisfacție în consum și care nu pun problema prețului pe care îl plătesc pentru anumite servicii, tocmai pentru că au foarte fonduri financiare suficient de mari încât să nu-și pună această problemă. Și întotdeauna aleg produse de lux. Vor încerca întotdeauna, chiar dacă există un produs, un serviciu pe care îl pot cumpăra la un preț oarecum rezonabil, vor încerca să-l particularizeze cu ceva anume, astfel încât să devină produs de lux și să dea un preț mai mare. Se vor simți bine doar dacă sunt altfel decât toți ceilalți, dacă folosesc alt tip de produse decât toți ceilalți. Mai există și generația vârstei a treia, cu experiență trăită, mă rog, ei au trăit anumite lucruri mai puțin plăcute, da? Au trecut poate prin război și știu ce înseamnă foamete, da? Și ei sunt mai economicoși. Sunt mai altruiști, ajută și generațiile tinere față de alte generații care nu se uită la viitor, da? Și sunt foarte atenți la proprietăți. Ei vor să se bazeze pe ceva concret. Pentru ei proprietatea contează foarte mult. Există și o generație de trecere. Generația celui de-al doilea război mondial și a perioadei imediat următoare, care este mai degrabă consumatoare și este în mică măsură îndreptată către standardizare. Există și generația anilor de creștere economică postbelică, când munca îl defina mai mult ca oricând pe om și este considerată drept mijlocul de realizare a intereselor proprii, de consum, de petrecerea timpului liber, pentru că această generație a beneficiat de un raport al salariului, costul de viață, deci salariul suficient de mare, astfel încât să-și permită o viață la un cost rezonabil, deci cu multe avantaje. Mai există și generația Z, generația Y, tinerii noștri de astăzi, dependenți de social media, de tabletă, de calculatoare, de telefoane, deci de dispozitive,
care ar face totul prin intermediul dispozitivelor mobile, un pic cam introvertiți. Este o generație interesantă, că unii dintre ei par a fi foarte, foarte inteligenți, sclipiri extraordinare în domeniul tehnologiei mai ales, dar trebuie să echilibrați puțin, pentru că ei petrec foarte mult timp, vă spuneam, în fața acestor dispozitive și afectează celelalte funcții ale organelor interne. Bun, caracteristicile acestei ale noului marketing nici nu le-aș mai spune, pentru că nu, astea sunt niște caracteristici mai vechi de fapt. Integrarea clientului în procesul de proiectare a produsului sau serviciului, în sensul că întotdeauna când vom crea un serviciu, un produs, ținem cont de client. Valorificarea segmentelor favorabile pieței, ce înseamnă acest lucru? Vom alege din toată piața, în special acele segmente care ne cresc nouă imaginea, cota de piață, profitul, etc. Da? Și, deci vom investi în special în acei clienți cu potențial mare, în clienții fideli, cei care ne aduc cele mai multe venituri, dar îi avem în vedere și pe ceilalți prin nișe separate, prin servicii dedicate lor, astfel încât să-i atragem și pe ei de partea noastră, dacă nu acum, măcar mai târziu. Dezvoltarea unei infrastructuri de furnizori, agenți de vânzare, parteneri, nu știu ce, utilizatori. E, aici este vorba de mai degrabă de un life cycle, știți, un lanț așa de distribuție a informației, a cunoștințelor, a serviciilor, a produselor, de la cine cumpărăm, dacă îi putem motiva pe furnizori să ne dea anumite discounturi, să devină furnizorii noștri pe timp îndelungat, ce agenți de vânzare folosim, dacă, de exemplu, ne vindem biletele prin online, la ce preț le vindem în online, dacă le vindem la caserie, la ce preț, sau ce cot dăm fiecăruia, astfel încât să fie mulțumiți și cei care vând. Și de asemenea ținem cont și de alți parteneri cu care noi colaborăm, să zicem, pot fi, acești parteneri pot fi chiar instituții financiare, medici, asociații ecologice, diferite companii cu care noi intrăm în mod direct în contact și care ne ajută să ne desfășurăm activitatea, da? Și utilizatorii sunt clienții noștri, fanii noștri, cei care ne ghidează în activitatea de bază pe care o desfășurăm. Aici mai avem și creativitate, interfuncționalitate. Vă spuneam că există o regulă a celor, să zicem, 20-80, deși poate să fie și împărțită puțin diferit, dar hai să zicem 20-80 acum, ce 20% din profitul pe care îl investim noi acum în prezent va aduce în viitor 80% din profit. Deci de aceea creativitatea și inovarea trebuie neapărat stimulate cu un procent cât mai mare din profitul pe care îl obținem noi, astfel încât să oferim firmei continuitate pe piață. Da? Așa, produsele devin un fel de servicii fiind izvoare de utilități, iar la rândul lor serviciile devin un fel de produse cum este know-how, cu aplicații de cunoștințe, integrarea sistemelor, securitate, menținanță. Corect, este adevărat ce zice aici. Aceste afirmații sunt făcute de domnul profesor Drăgan și de domnul profesor Demetrescu, da? Trecem un pic mai departe. Direcțiile fundamentale sunt clientul, relațiile cu clientul, tehnologia informațională și aplicarea acestor idei. Evident că tot ceea ce face o companie se raportează la client,
Dar vă spuneam că trebuie să-l și educe în anumite cazuri în care clientul are exigențe prea mici. Relațiile cu acesta, fidelizarea clientului față de marcă, negocierile cu diferiți, cu ei, însemnând cu grupurile cheie de interes, deci cu reprezentanții lor, asigură o continuitate firmei și asigură un puls al pieței. În felul acesta, compania știe pe ce nisipuri se află, dacă sunt mișcătoare sau nu, deci pe ce bază se află compania respectivă și, în același timp, poate să investească foarte mult în crearea unor relații, în consolidarea unor relații pe termen lung cu clienții, cu cei care urmăresc competițiile sportive. Tehnologia informațională, știți că se vorbește foarte mult acum de cloud, de big data, de blockchain, da? Toate aceste informații, toate aceste tehnologii ne ajută pe noi să gestionăm activitatea cu succes. Cum adică? Ce treabă are cloud-ul și big data cu educația fizică și sport? Hai să vedem. Deci, în cloud noi putem posta toate informațiile legate de clubul sportiv pe care îl manageriem. Da? Aici știți că, de fapt, nu v-am spus, există mai multe variante. De exemplu, cloud as a service, nu, infrastructure as a service, infrastructure as a platform. Deci există trei variante de cloud, una în care închiriem doar un anumit serviciu, una în care închiriem și o parte din platformă și una în care închiriem cu totul, și platformă, și servicii, și tot asociat datelor respective. Deci putem alege prima variantă pentru moment, pentru început se poate alege prima variantă în care închiriem doar serviciile de postare a datelor noastre într-un cloud, ca să nu mai investim noi în propriul server, de exemplu, da? Și atunci tot ce înseamnă baze de date și prelucrarea acestor baze de date, în sensul că cloud-ul poate să-ți ofere soluții BI care să permită realizarea panourilor de bord foarte relevante. Aceste panouri de bord îți afișează informația în timp real și dinamic, în sensul că oricând ai click pe o altă zonă geografică, pe un alt an, pe un alt criteriu, etc., ce alegi tu acolo în panou de bord, imediat acest panou de bord se actualizează cu noile date și îți oferă, practic, o analiză în dinamic asupra situației firmei în prezent, și atunci poți să iei cea mai bună decizie având toate datele ușor accesibile, accesul la date ușor, și poți să interpretezi corect aceste informații. Bun, deci acesta ar fi cloud-ul. La ce ne ajută Big Data? Big Data merge pe ideea că datele sunt disponibile în diferite formate. Unele sunt disponibile în fișier, în format text, altele TXT, altele în fișier DOC, altele în fișier XLS, altele sub formă de XML, altele sub formă de HTML, etc. Da? Altele sub formă de bază de date tip MDB, Oracle, SQL Server, etc. Da? Bun. Deci, toate aceste tipuri de formate de date ne pot dezorienta complet pe noi. Nu poți să iei dintr-o dată un tabel din
Word și să-l pui în baza ta de date pe care ai creat-o după anumite principii. Nu poți pur și simplu să importi aceste date. E, se pare că Big Data acesta oferă acea tehnologie care accesează toate tipurile de surse de date, care permit accesarea acestor surse de date și în același timp unor volume de date imense, de peste mări și țări, da? De ani și ani de zile, pentru că volumul de date crește exponențial în ultimii ani. Aveam un grafic, nu știu din afară acum, dar este ceva fabulos în privința aceasta și din acest punct de vedere, noi ca persoane fizice nu mai putem face față asemenea unui volum de date atât de mare, mai ales de când internetul s-a extins, comunicațiile la fel. Deci aceste volume de date sunt exorbitante și nu pot fi manipulate decât cu tehnologia Big Data. Bine, și care e legătura cu blockchain-ul în educație fizică și sport? E, uitam să vă spun eu care este. Blockchain este o tehnologie foarte interesantă care poate urmări activitatea unui client infidel pe net. De exemplu, un client care a cumpărat un produs de la clubul sportiv Dinamo, să zicem, așa, poate cumpăra prin intermediul unor cupoane bonuri de discount sau prin intermediul unor chiar monede virtuale. Știți că au apărut acum monedele astea virtuale la care se face reclamă peste tot și care pot fi obținute chiar printr-o activitate intensă pe internet. Deci dacă, de exemplu, un client fidel promovează clubul dumneavoastră, dumneavoastră puteți să-i oferiți ca și cadou un anumit număr de monezi virtuale. Cu aceste monezi virtuale, clientul dumneavoastră cumpără de la club ceva sau cumpără bilete pentru spectacol, după care, fiind în clubul dumneavoastră, am zis eu Dinamo, deși nu am o preferință, nu am eu preferințe pentru un anumit club sau altul, așa poate să aibă acces la alte servicii, alte magazine online sau fizice care sunt în relație directă cu acest club. Da? Cu alte cuvinte, acest blockchain urmărește toate activitățile legate de educație fizică ale clientului meu legate de clubul nostru sportiv, așa, în mediul online, da? Și vede ce îl interesează pe acesta, unde petrece mai mult timp, putem să-i dăm, vă spuneam, anumite cupoane sau un anumit set de monede virtuale, da? Și cu acestea, la rândul lui, să-și cumpere diferite alte produse sau servicii. Da? Deci uitați cum o tehnologie nouă, despre care probabil n-ați auzit sau nu v-ați gândit că poate fi integrată în educația fizică și sport, uitați că se poate. Nu mai vorbim de inteligență artificială, da? De exemplu, în jocurile de realitate virtuală, inteligența artificială, sunt anumite motoare de machine learning care filmează constant activitatea sportivului în jocul respectiv și învață din mișcările sportivului, astfel încât jocul se îmbunătățește, se poate îmbunătăți de la etapă la etapă, de la sportiv la sportiv. Da? Deci, să zicem, dacă aplicația VR îl filmează pe Mike Tyson cum joacă el, învață de la acesta tipul de aruncare la coș, tipul de bătaie a mingii, număr de pași, și când se apleacă, cum are privirea, sub ce unghi este îndreptată privirea, etc. Da? Deci elemente de genul acesta
și elemente de recunoaștere facială în al doilea rând, da? Și învață din activitatea sportivului respectiv, astfel încât în momentul în care același joc este aplicat, este folosit de alt sportiv, să îl provoace pe noul sportiv tipul de activitate pe care l-a învățat de la Mike Tyson. Deci, uitați-vă că totul are o relație atât de strânsă, o interdependență atât de strânsă, deci factorii aceștia de mediu de care v-am vorbit nu sunt niște povești, sunt elemente concrete de care ne lovim în fiecare zi, atât ca sportivi cât și ca manageri în educație fizică și sport. Și în cele din urmă, aplicarea acestor idei, cunoașterea directă a reacției, a amplorii, managementului și marketingului direct. Bun, acum ideea este că întotdeauna trebuie să avem un feedback. Dacă nu ai feedback, ești cel mai bun din toată lumea, ai senzația că ești cel mai bun. Doar feedback-ul îți spune dacă a evoluat, dacă nu, dacă piața e mulțumită de tine, în ce măsură strategiile, tacticile, tehnologiile pe care le-ai aplicat tu sunt relevante sau nu. Bun. Responsabilitatea socială și etica în marketing sunt niște elemente foarte, foarte, foarte importante. Mecanismul acesta de reglare al cererii și ofertei poate să crească foarte mult imaginea unei firme. Vă spuneam, o firmă care investește, să zicem, în produse ecologice, în tehnologii ecologice, care protejează mediul prin activitatea pe care o face, care face promovare pe această temă, etc., va avea o imagine mai bună în piață, pentru că se consideră că este o companie responsabilă. Firma va trebui să fructifice și comportamentele neraționale și slăbiciunile cumpărătorilor privind calitatea produselor, privind capacitatea acestora de a răspunde la nevoile de consum. E vorba de acele nevoi artificiale. Uneori, un lucru care nu este etic, dar care în anumite momente aduce un plus de valoare, este această idee susținută de nevoile artificiale. De exemplu, la o competiție sportivă, nu ești neapărat mai fericit dacă mănânci floricele. Dar cu toate acestea, am fost obișnuiți să asociem competițiile sportive sau vizionarea unui film cu consumul de floricele și de Coca-Cola sau de eu știu ce anume, un anumit tip de pere, etc. Da? Coca-Cola, Pepsi, Orange, orice fruct, orice suc de genul acesta artificial, toate sunt în aceeași sau, nu știu, sub aceleași auspicii, din punctul meu de vedere. Da? Așa. Deci, uneori se creează nevoi artificiale clientului, dar alteori acestea nevoi artificiale răspund unei nevoi psihologice profunde ale acelei persoane, deci pot avea și o influență pozitivă. Da? De asemenea, mai există și situația în care se folosește abuziv metode și tehnici de marketing. Ambalaje înșelătoare, acțiuni publicitare amăgitoare, mincinoase, concurență neloială, etc. Da? E, aceste lucruri nu ar trebui sub nicio formă să fie acceptate nici de piață, nici de legislația în vigoare. De principiu, legislația în vigoare pedepsește. Dar până să ajungem să implementăm această legislație și sancționăm firmele care nu respectă această responsabilitate socială și etică, mai
mai durează puțin. O parte dintre ei au fost cazuri în care firmele au fost sancționate pentru acțiunile lor, dar nu sunt în continuare multe cazuri care nu au fost încă sancționate. În acest sens, există o legislație în domeniu care protejează consumatorul în special, și anume dreptul la alegerea liberă a fiecărui cumpărător. Adică poți să-ți alegi dacă cumperi de la A sau de la B. Da? Ai drept să-ți alegi oricând, dacă participi la un meci sau la alt meci. Da? Total diferit. Dreptul de informare privind elementele importante ale produselor și serviciilor puse în vânzare. Da? Oricând trebuie să știi ce cumperi. Ai dreptul să te informezi. Să citești. Și firmele au obligația să publice aceste elemente importante. Adică, văzut că în ultima vreme ei chiar afișează pe produse, pe ambalaj ce conțin produsele respective. Dar termenii sunt atât de tehnici încât uneori nici nu știm dacă e bine sau dacă nu e bine. Dacă acel element pe care l-au scris pe etichetă este sănătos sau nu. Da? Ceea ce iarăși e o problemă de etică. Dreptul la petiție și înțelegerea din partea celui care creează prejudicii. Deci, cu alte cuvinte, dacă cineva ți-a creat un prejudiciu, poți să faci o reclamație, o petiție și să-ți răscumperi, nu știu, valoarea pe care ai plătit-o sau prejudiciul pe care ți-a fost făcut. Da? Există și dreptul la protecție împotriva produselor și practicilor de marketing. Da? Pentru că, vă spuneam eu, cu acest neuromarketing sunt discuții aprinse din punctul de vedere al eticii, că se pare că poate fi folosit și împotriva consumatorului, nu doar în sensul pozitiv. Ai aflat despre consumatori, care sunt nevoile lui, care sunt preferințele, care așa, ce i-ar face bine, dar pe de altă parte tu îl folosești astfel încât să obții venituri foarte mari, ceea ce nu este corect. Deci sunt discuții foarte mari pe tema aceasta. În România, deocamdată, se aplică legea numărul 21 pe 1924, mai sunt și alte legi noi de protecție a consumatorului. Le vom căuta și le vom enunța pe toate. Marketingul ecologic susține tot ceea ce am spus anterior, deci nu aș mai pune accent pe el, da? De principiu se urmărește evaluarea performanțelor actuale ale firmelor în raport cu mediul înconjurător, deci dacă sunt firme poluante sau nu. Da? Implicarea în activitatea de urmărire, de analiză, de reportare a rezultatelor. Cu alte cuvinte, dacă există niște legi în prezent care îți spun să trebuie să anunți tot ceea ce faci tu, ce produse folosești, dacă sunt produse ecologice sau nu. Dacă știi că produsele respective sunt nocive asupra mediului, trebuie să spui că există persoane care te obligă, să zicem, să le folosești în, sau că ești obligat sub o formă sau alta să le folosești în producție pe acelea. E o întreagă, un întreg sistem conceput, zic eu, destul de interesant, destul de bine în acest sens. Achizițiile ecologice sunt bazate pe acest marketing ecologic, da? Și se urmărește creșterea acestor achiziții cât mai mult. Cu alte cuvinte, de exemplu, în grădinițe, în școli, în instituții publice, da? Dacă se cumpără cât mai multe, se stimulează comportamentul de achiziții ecologice, da? Mai degrabă să cumpărăm produse eco decât produse nocive sănătății, practic organismele noastre, atitudinea noastră ca persoană fizică se va schimba, pentru că noi suntem obișnuiți cu niște produse bune, ecologice, da? Și vom tinde
ca și după ce plecăm de la grădiniță, școală, servicii, etc., să cumpărăm același tip de produs ecologic. Da? Dacă, din contră, suntem obișnuiți cu produse de proastă calitate, atunci vom tinde și în viața de zi cu zi, în măsura în care nu avem fondurile necesare, să cumpărăm tot produse slăbuțe, da? Așa, informarea privind legislația în domeniu trebuie să fie actualizată. Educarea personalului, da? În privința acestor cunoștințe și tehnici ecologice. Apoi, ce mai avem? Programe de educare a consumatorilor, da? Privind responsabilitatea mediului înconjurător, față de mediul înconjurător, da? Educarea furnizorilor, da? A clienților și a furnizorilor, bineînțeles, da? Coaliții între diferite grupuri cu interese diferite, da? Ca astfel încât să susținem acest marketing ecologic. Aderarea într-o măsură mai mare la valorile marketingului, în sensul de vânzarea avantajelor și nu a produselor și apărarea valorilor organizației, nu doar a produselor. Da? Adică să nu încercăm cu orice preț să vindem ceva, ci să vindem și un serviciu și o valoare. Bun. E acum. Marketingul și politica. Sunt foarte dependente unul de celălalt. Practic, politica n-ar rezista fără marketing. Nici nu știu, probabil că și marketingul n-ar rezista fără politici de marketing. Da? Și aici trebuie să respectăm câteva principii. Trebuie să evităm efectele nocive, cum vă spuneam, prin acest marketing ecologic, prin sistemul politic să aibă libertatea de a controla activitatea producătorilor, consumatorilor, etc. Da? Noi vorbim de poluare, de nu știu ce. Dar, de exemplu, în România, că tot vorbeam de PET-uri, de Coca-Cola, de nu știu ce, pentru că aceste firme nu sunt sancționate, ele, deși au primit tot felul de avertizări să renunțe la PET-uri, să reducă cât mai mult așa consumul de utilizarea acestora, bineînțeles că ei au rămas tot la PET-uri și nu la sticlă, pentru că este mult mai ieftin. Da? Deci, cu alte cuvinte, nu au un comportament responsabil din punct de vedere economic aceste firme. Un alt principiu este principiul satisfacerii nevoilor de bază, astfel încât consumatorii să nu fie dezavantajați. Da? Să existe produse și pentru marea masă, să existe și produse de lux. Și acest lucru ar trebui să fie stabilit tot la nivel de politică publică, la nivel de stat. Principiul eficienței economice. Se urmărește satisfacerea nevoilor, dorințelor societății umane prin acțiunile de marketing, da? Astfel încât să alocăm corect resurse. Deci, de exemplu, nu este eficient economic să tăiem pădurile și să vindem lemnul, da? E mai eficient să, odată ce am tăiat pădurea respectivă, prelucrăm lemnul, creăm, să zicem, mobilă, da? Facem un design deosebit și vindem mobilă și se va întoarce plus valoarea la noi. Vă spuneam eu de țări care nu au resurse deloc, cum ar fi Japonia, da? Țări foarte mici, cu resurse foarte puține, care reprezintă totuși, cazul Japoniei, a doua putere mondială. De ce? Pentru că ea importă produse, prelucrează produsele respective și exportă, deci importă materii prime, am vrut să spun, da? Importă materii prime și exportă produse de calitate superioară. Majoritatea, nu toate. Principiul inovației, da? V-am tot vorbit despre inovare în acest curs și v-am spus cât e de important. Sunt multe de spus despre inovare, dar nu prea vom discuta
la un alt curs de strategie în educație fizică și sport, în care inovarea va fi un punct aparte asupra căruia vom acorda atenție deosebită. Principiul protecției consumatorului, bineînțeles, trebuie să politicile publice, deci la nivel de stat, trebuie să faciliteze integritatea profesionalismului prestatorilor de servicii, să aprecieze gradul de siguranță al produselor. Da? Bine, cam asta. Treabă teoretice. Da. Da, în 2-3 minute. Da, nicio problemă. Oricum, în 2-3 minute încheiem, da? Da. Păi nu mai vorbesc decât despre concurență și această concurență este dată de cei 4P din marketing, care acum sunt mai mulți de 4, dar vom vorbi astăzi la cursul acesta doar despre produs, preț, promovare, distribuție. Spuneam că în educația fizică și sport ne confruntăm mai mult cu servicii, avem noi și niște produse, dar în special servicii. Așa. Și specifice, toți acești 4P și nu numai, îi vom analiza la cursul următor, când vom vorbi despre analiza SWOT, analiza mediului de piață, da? Și în urma acestei analize vom face mixul de marketing. Care sunt funcțiile concurenței? Facilitează ajustarea automată a cererii, a ofertei în toate domeniile activității economice, stimulează realizarea progresului, evident, realizează profitul de monopol, împiedică realizarea profitului de monopol, da? Să nu avem o singură companie pe piață care să stabilească ce preț dorește, da? Plasează prețuri în funcție de cote reale, da? În funcție de costuri, de exemplu. Da? Alimentează optimismul agenților economici în anumite cazuri și stimulează creativitatea dacă această concurență nu este exacerbată și neloială. Legat de aceste elemente, sunt persoane cum ar fi Steve Jobs care spun următorul lucru. Am mai transmis această idee. Nu poți doar să întrebi clienții ce vor și apoi să încerci să le oferi acel lucru. Pentru că până când ajungi să le oferi serviciu, produsul respectiv, ei își vor dori ceva nou. Deci pe piață apare altceva și ei își vor schimba de asemenea opțiunile. De aceea noi trebuie să ca marketer trebuie întotdeauna să previzionăm ce ar vrea produsul și ce ar vrea clientul și să-i oferim ceva anticipat, da? Să anticipăm. Bun, de asemenea, în Apple se ține cont de câteva elemente și anume să postăm oameni potriviți la locul potrivit, să obținem feedback întotdeauna, prin focus group, prin elemente de genul acesta, cu piața, feedback-ul de la piață, da? Să acordăm importanță detaliilor, să lucrăm cu cei mai buni profesioniști, să-i motivăm pe angajații noștri, să formăm echipe mici. Uneori echipele mici realizează proiecte mai corecte, mai profunde, mai bine organizate, pentru că e mai ușor să gestionezi persoanele respective, să se întâlnească între ele, cad mai ușor de comun acord asupra activităților și metodelor de lucru. Și de asemenea, produsele și serviciile trebuie să fie convingătoare. Adică, cu alte cuvinte, un produs ar trebui să n-aibă neapărat nevoie de reclamă, să-și facă reclamă per se, în sine, da? Și întotdeauna vom pune accentul pe clienți, pe oferirea experiențelor noi și interesante clienților noștri.
Cam aceasta ar fi lecția de astăzi. Ah, eu știu că am postat aici și numele acelui profesor de la Oxford, de unde am preluat tendințele în mediul extern, dar văd că aici a dispărut, nu-i nimic, vi-l spun.